Un bărbat din localitatea Miclești, din județul Vaslui, a ajuns cu arsuri la spital după ce ar fi dat foc casei în care locuia cu soția. Aflat sub influența alcoolului, individul de 67 de ani s-a luat la ceartă cu femeia și, supărat că aceasta nu îl ascultă, ca să-i arate că el este stăpân pe averea dobândită, ar fi dat foc casei în care locuiau. Femeia a sunat imediat la 112, iar până au ajuns pompierii, două camere, o anexă și o bună parte din acoperiș au ars. Polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal.